Doamnelor și domnilor, ne întâlnim și cu acest prilej în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Vorbim despre munca de acasă, telemuncă sau, știu eu, indiferent cum îi spunem. Dacă nu mai suntem constrânși, dacă angajatorul nu ne mai cere acest lucru, întrebarea se ridică, optăm pentru a lucra de acasă, vedem mai multe beneficii sau, la un moment dat, ne dăm seama că în planul emoțional și în planul social plătim mai multe costuri. Le spun bun revenit la dialog invitatelor noastre, Andreea Enăchescu și doamne Elena Petrescu. Vreau să mergem către această direcție, pentru că, așa cum discutam în emisiunea noastră de ieri, a fost o perioadă de acomodare, am văzut pentru început dezavantaje, ne-am adaptat mai greu, dar știți cum uneori intrăm în zona de confort. Și ne spunem, dacă tot câștig o oră dimineața, mai bine să dorm, mai bine să citesc, mai bine să, știu eu, lenevesc, decât să mai petrec acel timp în mijloace de transport în comun. Sau ce rost are să mai pun, știu eu, ce rochii, mai calc în fiecare zi, mai spăl în fiecare zi, iau doar un tricou sau o bluziță până la mijloc, pentru că doar aici mă văd. Și în rest, nu mai merg pe toate celelalte ritualuri. Haideți să vorbim puțin despre partea aceasta emoțională. Ce ne aduce munca într-o colectivitate? Atunci când lucrezi într-o firmă, ai colegi și practic nu ești izolat. Socializezi, vorbești în pauze, lucrezi, ai proiecte de grup. Atunci când lucrezi de acasă, deja te izolezi. Nu mai ai timp să schimbi o vorbă cu prietenii, cu colegii, nu mai ai timp să bei o cafea împreună. Nu-i mai vezi. Nu-i mai vezi, efectiv. Sunt persoane pe care nici măcar nu le-ai cunoscut vreodată fizic, pentru că au fost poate angajate în perioada de când lucrezi de acasă. Și nici măcar nu știi prea multe lucruri despre ei. Munca de acasă te izolează destul de mult, dar depinde de fiecare persoană în parte, cum face față, depinde totodată și de trăsăturile de personalitate are fiecare persoană și de munca, de tipul de muncă pe care îl face. Da, revin cu aceeași întrebare, a fi într-o colectivitate. Introvertiții se simt bine acasă. Sunt în lumea lor, au confortul lor. Și dacă au în față această opțiune de a pleca sau de a lucra în continuare de acasă, cred că preferă să rămână acasă. Extrovertiții însă, cei obișnuiți să spună, să iasă, să explodeze, să se exprime, să se manifeste, au nevoie de colectivitate. Și să nu uităm un lucru. Dumnezeu l-a creat pe om ca o ființă socială. Omul are nevoie de comunicare. De aceea, în grădina Edenului, în fiecare zi, Dumnezeu se întâlnea cu cei doi și își lua timp pentru ei să stea cu ei, să vorbească cu ei și așa mai departe. Omul în sine are nevoie aceasta de comunicare, de intrarea în interacțiune cu alte persoane. Și dacă nevoia aceasta a trecut de a lucra de acasă și ai opțiunea să te duci la serviciu, eu cred că este benefic. E bine să o îmbrățișezi chiar și când ești un introvertit. Ai nevoie de așa ceva. Mă gândeam la acest lucru, la faptul că în prima etapă introvertitul spune este bine pentru mine. E lumea mea. Da, pentru că nu voi mai fi expus. S-ar putea pentru un introvertit să fie un disconfort, chiar un stres, să dea ochii cu toți colegii, să-l mai întrebe cineva despre viața lui, dar mă întreb până unde sunt beneficiile? Până la un punct. De aceea am subliniat că atunci când ți se oferă șansa să revii la activitatea, la locul de muncă organizat, este bine să accepți. Spun asta și din propria mea perspectivă și din propria mea experiență. Am stat 14 ani de zile și am lucrat de acasă. Când a căzut comunismul, am fost chemată la școală. Am fost chemată la inspectorat să-mi aleg o școală, se știa situația mea, să-mi aleg o școală și să mă prezint la școală.
am plecat cu niște emoții de nu știam pe unde calc pe stradă. Pentru că mi se părea, eu care eram pasionată de școală, care iubeam copii și care mă vedeam numai în rolul acesta de actor al clasei, de profesor în clasă, aveam niște emoții cumplite pentru că 14 ani am fost despărțită de această profesie. Și vreau să spun că primele 2-3 luni de zile au fost un coșmar. Dar faptul că îmi plăcea și pentru că îmi doream atât de mult să fiu în fața clasei, m-a făcut să depășesc momentele acelea de emoții negative, de gândul acesta că nu fac față, că sunt neputincioasă, că nu mă adaptez, că nu voi face față pretențiilor elevilor, nu celorlalți, elevilor, nu voi fi pe gustul lor. Mă copleșea pur și simplu. Dar ușor, ușor, bucuria de a merge să fac profesia pentru care m-am pregătit a biruit și m-am simțit foarte bine. Și în momentul acela am văzut că viața mea începe să aibă o altă perspectivă și o perspectivă care se pierde când stai acasă. Am început să am foarte mare grijă de corpul meu, de felul cum arăt, de hainele pe care le pun pe mine, de atitudinea, de sentimentele pe care le las să se vadă, de modul în care relaționez cu ceilalți. Toate acestea au fost niște beneficii. Mi-au adus foarte mari satisfacții. Mi-am dat seama că eu am nevoie de alte persoane și alte persoane au nevoie de mine. Mi-am dat seama că într-o colectivitate ai multe de învățat chiar și dacă nu scoți niciun cuvânt. Doar din ce vezi, din ce auzi, activitățile la care participi te scot la o altă dimensiune a propriei tale personalități. Te poți redescoperi. Pentru că, acum, sincer vorbind, poate că eu am și lucrat cam prea mulți ani acasă, 14 ani, dar acolo rămâi într-un cerc închis. Chiar dacă intram în contact cu persoane, că veneau clientele mele la mine, dădeau comandă, vorbeam și așa mai departe. Dar la nivelul perspectivei, la nivelul aspirațiilor, parcă eram limitată, parcă eram închisă într-o carapace acolo în care mi se părea că este suficient ceea ce fac și cum sunt. Sigur, eu am mulțumit lui Dumnezeu pentru această ocazie. Pentru adventiști în perioada aceea, lucru de acasă a fost șansa salvării lor, șansa supraviețuirii lor. Dar în momentul când suntem chemați să lucrăm, a fost foarte bine. A fost o ocazie de a ne dezvolta și în plan social, nu doar în planul familiei și al rudelor foarte apropiate. Andreea, care sunt costurile în plan emoțional pentru persoanele care au lucrat de acasă și care continuă să lucreze de acasă, pentru că deja vorbim despre companii internaționale? Și da, este un beneficiu pentru că un angajator din oricare țară a Europei și nu doar, stau de vorbă cu persoane care lucrează la companii din Statele Unite, da? Sau, de ce nu, din India, din Japonia, da? Care sunt costurile? Faptul că nu te vezi niciodată fizic cu oamenii care sunt colegi. Așa cum spunea și doamna profesor, suntem ființe sociale. Indiferent ce trăsătură de personalitate predomină în personalitatea noastră, dacă suntem mai degrabă personalități introverte sau extraverte, avem nevoie de oameni, avem nevoie să socializăm, să știm că aparținem unui grup. Nu este suficient să ne fie satisfăcute nevoile de bază, de hrană, căldură, securitate. Avem nevoie de mai mult ca să fim bine cu noi înșine, ca să nu se instaleze depresia, să nu apară anxietatea. Atunci când lucrăm foarte mult de acasă sau exclusiv de acasă, suntem privați de toate interacțiunile sociale.
Sunt persoane care poate nici nu au familie, sunt chiar singuri aici vreau în apartamentul sau în garsoniera lor. Da, vorbeați despre familie, da? Și etapa în care lucrați de acasă, rețeaua familiei și familia tradițională însemna nu doar era și verișoara, și sora, și mama, și mătușa. Și bunicii și părinții. Exact, da? Deci da. Exista o rețea socială, dar așa cum și tu știi din ceea ce înseamnă terapia, sunt deja foarte multe persoane care locuiesc singure, care au un job într-o companie internațională, care poate și-au pierdut prietenii sau colegii din perioada studenției, care s-au mutat, fiecare este în orașul lui, la casa lui, cu interesele lui, și dintr-o dată te trezești de unul singur. Cândva măcar mai aveai 2-3 colegi cărora le spuneai bună dimineața și îți doresc o seară frumoasă. Și pentru că tot ne vedeam în fiecare zi a săptămânii, poate la un moment dat spuneam ce faci în weekend, putem să ne vedem. Însă acum, când ești doar tu și nu mai ai pe cine să chemi, nu știu, la o pizza, la o plimbare în parc, unde se ajunge? Se ajunge la depresie, se ajunge la agorafobie. Sunt din ce în ce mai multe persoane cu agorafobie, cărora le este teamă să iasă din casă. Care pur și deși simplu, înainte n-au avut această problemă. Da, care pur și simplu nu se mai duc nici măcar la magazinul din colț să-și facă cumpărăturile de bază, fac toate comenzile online, care nu se mai văd cu nimeni și care s-au izolat. Sunt persoane cărora le-a crescut foarte mult anxietatea în această perioadă, persoane cărora le teamă să circule cu mijloacele de transport în comun, fie metrou sau autobuz, tramvai. Tocmai pentru că poate exista o teamă înainte de pandemie, înainte de această perioadă de izolare, iar acum s-a acutizat. Așadar, se pare că în plan social și implicit de aici derivă planul emoțional, costurile sunt destul de mari. Financiar poate fi avantajos, pentru că a fi angajat într-o companie internațională s-ar putea să fii mai bine plătit. Nu mai presupune, așa cum spuneam, cheltuieli legate de transport și de îmbrăcăminte și de ținută. Da, sunt persoane care nu mai calcă hainele, nu mai fac atâta ordine în casă, pentru că oricum nu-mi intră nimeni în casă. Și unde se ajunge? Se ajunge, așa cum se sublinia, la depresie și o componentă foarte importantă a depresiei este neglijența față de propria persoană. Stând atâta vreme singur, neintrând în contact cu oamenii, așa cum spuneați, eventual doar capul și bustul și atât, există tendința de a pierde grija față de propria persoană. Există tendința de a pierde ritmul de muncă. De a nu mai... Am toată ziua la dispoziție, mai sunt și joburi flexibile. Important e să-ți faci treaba, alegi tu când. Exact, și mai ales la acestea mă refer. Și poți să lucrezi și noaptea târziu și poți să lucrezi și ziua și dăm într-un fel de lălăială, într-un limbaj foarte comun. Întinzi munca până la niște ore care intră deja în conflict cu cealaltă parte a vieții de zi cu zi, cu odihna. Toate lucrurile pot fi date peste cap, dar cel mai mult mă îngrijorează și ne îngrijorează în această situație această lipsă a preocupării de propria persoană, de îngrijirea propriei persoane. Tot mai multe femei neglijente, tot mai mulți bărbați neglijenți și în îmbrăcăminte, și în atitudine. Și sedentarismul care are costuri exact, foarte mari. Exact, sedentarismul, exact. Foarte puțin din cei care au lucrat acasă și au luat un timp anume pentru mișcare, de exemplu, să-și propună, ies dimineața, a fost perioada cu pandemia, dar ați văzut foarte bine că în toate măsurile care s-au luat pentru exercițiu fizic, nu ți se spunea să nu ieși din casă.
și aveai voie să mergi în parc cu o mască. Dar asta necesită un efort și o voință foarte puternică. Asta vreau să spun. Deci, de ce m-am oprit la neglijență? Pentru că ești neglijent cu toate departamentele vieții tale și cu timpul tău de relaxare și cu timpul tău de muncă fizică. Și ca să mai menționăm un aspect care a dereglat foarte mult, tulburările de somn. Tulburările de somn, acum voiam să ajung aici, să spun și că faptul că munca fizică, exercițiu fizic este redus la minimum în aceste condiții, s-a constatat că foarte multe persoane, pe lângă faptul că au luat în greutate, dar s-au pomenit cu tensiunea arterială crescută, cu valori ale tensiunii arteriale care nu se justifică la vârsta lor, care de asemenea cu anumite dereglări ale ritmului cardiac, despre insomnii nu mai spun și așa mai departe. Așa că pentru munca de acasă o poți continua, poți să faci lucrul acesta, poți să ai această opțiune, dar trebuie să fii un om foarte disciplinat și să-ți organizezi viața într-un mod riguros, lăsând pentru fiecare aspect al vieții tale spațiu suficient. Și în primul rând trebuie să îți lași spațiu pentru grija față de tine și grija față de a întreține relația ta cu Dumnezeu. Continui cu partea aceasta a stimei de sine și a încrederii în capacitățile tale relaționale, da? Stau de vorbă cu persoane care spun, păi nu mă simt confortabil să chem pe nimeni la o întâlnire, pe cine să chem? Bine, poate că ai colegii în același oraș, dar cum să-i chem pentru că nu știu ce program au? Dacă încurc, dacă deranjez, dacă incomodez, dacă sunt în plus, da? Și mă gândesc treptat, pe lângă competența profesională, dar faptul că acolo fac o treabă bună, încrederea în celelalte competențe și în stima de sine scade foarte mult. Stima de sine scade pentru că nu mai ai cu ce să te compari. Dintr-o dată ești tu singur în fața unui calculator și nu mai știi prea multe despre ceilalți. Nu-ți mai exersezi abilitățile de socializare. Nici nu mai știi aproape să vorbești cu oamenii atunci când te întâlnești. Și automat este afectată stima de sine, încrederea de sine. Se poate instala în timp și anxietatea socială, decât să fie atât de stresant întâlnirea cu prietenii, mai mine eviți. Și cu cât eviți mai mult, cu atâta crește teama și ajungi să nu mai ieși de la tine din casă aproape deloc. Ce mi se pare foarte important de punctat este faptul că practic noi avem trei vieți care trebuie să fie în echilibru. Este viața personală, viața familială și viața profesională. Precum un scaun cu trei picioare. Dacă una dintre ele se află în dezechilibru, deja scaunul se răstoarnă. Și așa cum spunea și doamna profesor mai devreme, e foarte important să avem grijă de noi, da? Viața personală. E bine să o aducem în atenție. Dacă ne axăm prea mult pe viața profesională, ajungem cu ușurință la burnout. Și așa mai departe. Da, și sunt persoane care, pierzând celelalte abilități sociale, poate familia nu este, dacă simt că performează, practic investești acolo unde simți că ai rezultate, da? De unde îți vin beneficii. Acolo unde ești lăudat, de acolo unde ești plătit, da. De unde primești recompensa. Și atunci petrec mai mult timp muncind. Dacă tot nu am ce să fac în orele acelea, mai bine muncesc, da? Măcar îmi umplu timpul. Cred că ați auzit foarte multe persoane când vorbesc despre muncă, îmi umplu timpul, da? Nu rămân cu timp mort și nu mai conștientizez că de fapt sunt o persoană singură, inadaptată, fără prieteni, fără viață socială, incapabilă, pentru că la un moment dat cred că sunt incapabil să mai dezvolt aceste relații. Da, din acest punct de vedere îmi amintesc cu plăcere de un gând pe care l-am citit într-o carte a unui scriitor creștin, Arta de a găsi dreapta măsură, a lui Anselm Grün, și acolo spunea că viața noastră, cea de toate zilele,
decurge frumos și cu satisfacție pentru fiecare dintre noi, numai atunci când am găsit echilibru în toate cele trei aspecte despre care doamna a amintit. E mare lucru să știi să îți faci un echilibru, să îți rezervi un timp pentru toate aspectele vieții tale. Munca, sigur că acum noi suntem o țară mai săracă. Puțin de la noi din țară au câștiguri fabuloase. Și din dorința de a câștiga mai mult, cei mai mulți se axează foarte mult pe jobul pe care îl au. Și pentru a performa, pentru că de ce este șansa, oportunitatea de a câștiga. Este oportunitatea de a câștiga pe care nu vrei și societatea în care trăim, în special societatea capitalistă, este una a concurenței. Concurența este motorul dezvoltării și progresului. Și atunci, în iureșul acestei concurențe, vrei să fii cel mai bun, vrei să fii foarte bun, vrei să câștigi admirația celor din jur, vrei să realizezi și la un moment dat intri în competiție chiar cu tine însuți, vrei să vezi până unde poți performa, ce mai poți descoperi, ce mai poți face. Lucrurile acestea îți aduc satisfacție, dar, atenție, echilibrul vieții. Omul nu poate trăi doar cu satisfacția împlinirii în muncă. Omul are nevoie și de cel de lângă el, de o persoană, indiferent cine este aceea, că este din familie sau că este în afara familiei. Are nevoie de oameni în jur. Omul are nevoie de a se proteja, de a avea o sănătate bună, de a se simți într-o deplină cu el însuși. Da, într-o deplină formă pentru a face față tuturor activităților. Și atunci avem nevoie de echilibru, haideți avem nevoie să facem alegeri corecte. Să dăm și câteva direcții, da? Atunci când avem de optat și mă gândesc că asta este varianta cea mai fericită, ceea ce practic și tu faci, da? Și muncă de acasă și muncă de birou sau muncă în colectivitate, da? Când avem de optat, cum să ne organizăm? Când avem de optat să fie ori, adică să nu putem să le... Și... De preferat ar fi să le combinăm. Tot ce e în exces, cum ar fi munca de acasă, poate fi dăunător. Dacă nu avem încotro și trebuie să lucrăm numai de acasă, disciplina, așa cum am subliniat... Da, care ar fi câteva direcții? Foarte importantă, da? Un program fix. Este important să începem... Și spațiul, cred că este important, decât spațiul... Spațiul, beneficiem. Să avem intimitate, să avem biroul nostru cu ușa închisă, ceilalți membri ai familiei, dacă există, să nu ne deranjeze, să nu uităm să ne luăm pauze. Dimineața, să avem ritualurile pe care le aveam în mod normal, dacă ne-am fi dus fizic la lucru sau la școală. Să avem grijă de igiena noastră, să facem un pic de sport. Acum, de când se lucrează online, există și antrenori online, adică putem să facem sport și de acasă, dacă nu ne permite timpul să ajungem efectiv la sala de sport sau putem să ne plimbăm. Pauzele sunt foarte importante, să avem o rutină a pauzelor. Atunci când terminăm programul, închidem calculatorul, nu mai stăm până târziu să finalizăm anumite prezentări. Și apoi timpul petrecut cu familia, cu prietenii, este foarte important. Dacă ne izolăm, apar cu ușurință dependențele. Și dacă nu avem familie? Dacă, pentru că sunt persoane singure care lucrează exclusiv de acasă, la ce să fie atente? Dacă nu au familie, au prieteni, au foști colegi cu care pot să reinițieze legătura, poate au sau își pot cumpăra un animal de companie ce îi poate ajuta să iasă din casă. Sau pot să caute pe rețelele de socializare, prieteni, așa cum mulți tineri o fac. Sau integrarea într-un grup cu interese comune. Sau să aibă, să-și dezvolte anumite pasiuni, să
fac anumite tipuri de sport sau alte activități recreative unde se întâlnească oameni. Da, mă gândeam la... Câteva direcții. La ieșit în natură, mersul pe jos, da, s-a constatat că știți, Criste, foarte multe persoane spun, dar de unul singur să mă duc... Da. E frustrant. Atunci când ești singur, ai sentimentul că toți ceilalți sunt împreună. Da, și că tu ești părăsit. Da. Și totuși, relaxarea asta, mersul pe jos, dă un tonus întrege ființe. Am citit chiar foarte de curând un studiu cum că pașii făcuți reglează ritmul creierului. Acționează foarte mult asupra creierului și asupra inimii. Un medic american spunea că Dumnezeu a dat omului două inimi, cea din piept și picioarele. Picioarele pentru că fiecare mișcare făcută ajută inima să pulseze mult mai ușor sângele în întreg organismul. Dorința de a te împrieteni, de a-ți găsi un grup cu care să te întâlnești. Cunosc o doamnă care a apelat la mine printr-un telefon că ar vrea să mă cunoască. Ne-am cunoscut, ne-am simțit foarte bine, ne-am dat puncte de întâlnire, ne-am întâlnit și am zis ce element comun am putea să avem noi, suntem cam de aceeași vârstă. Ea este ceva mai mică decât mine. Și am invitat-o. I-am spus, uite, eu merg la o oră de rugăciune în care ne întâlnim mai multe femei, la o anumită biserică. Poți să vii? Da, îmi face plăcere. Și îmi spune după aceea, de când frecventează, că se simte extraordinar de bine, că și-a găsit un loc extraordinar de bun. Deci putem să ne căutăm persoane, să încercăm... Și chiar grupuri. Și chiar grupuri în care putem să ne spunem și nevoile noastre și bucuriile noastre, să experimentăm acea atmosferă a simțirii împreună cu ceilalți, de a fi împreună cu ceilalți, fie la o bucurie, fie la un necaz, fie la organizarea unui eveniment și așa mai departe. Pentru că lucrurile acestea ne deconectează, ne fac foarte bine. Și este absolut necesar ca grija noastră pentru relaționare să fie foarte, foarte atentă. Pentru că retragerea în tine nu duce către o ieșire. Duce într-un tunel în care luminița de la capăt nu se mai vede. Relaționarea cu cei din jur este foarte important. Cu vecinii. Stăm la bloc, avem vecini destui. Stăm la curte, vecinul din dreapta, din stânga, din față, din spatele casei. Trebuie să relaționăm. Suntem oameni și trebuie să avem grijă unii față de alții. Și această teamă că voi încurca, s-ar putea să o trăiască și cei din preajma mea. Și dacă am inițiativa, poate fi un beneficiu și pentru cel de lângă mine, vecin, coleg sau oricine. Exact, exact. Și inițiativa aceasta este foarte bună din două perspective. Îți poate aduce ție beneficii în mod clar, dar tu la rândul tău poți deveni un înger păzitor pentru altcineva. S-ar putea ca cineva să n-aibă curajul pe care l-ai avut tu și să aștepte să-i deschidă cineva ușa, să-i dea cineva un telefon, să se întâlnească cineva cu el. Deci beneficiile sunt foarte mari. Doamnelor și domnilor, încheiem aici dialogul nostru. Este o opțiune munca de acasă? Dacă optați pentru ea, merită să vă uitați la toate aceste aspecte amintite, grijă de sine, rutine și mai mult decât toate acestea, relații. Să rămânem conectați cu oamenii pentru că în felul acesta viața noastră va fi cu sens, va fi cu împlinire și bucurie. Vă mulțumesc pentru dialogul pe care l-am avut. Andreea Nachescu, psihoterapeut și lector universitar Elena Petrescu au fost împreună cu noi. Mulțumim! Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă reamintesc la final, viața e o provocare, lăsați-vă provocați.